Ce se află în coletele astea? Țigări. De unde le-ați adus? De la Ucraina. Ce trebuia să primiți pentru ele? Niște bani. De la cine? Asta nu. Poliția de frontieră din cadrul sectorului Poliției de frontieră Brodina a executat 6 focuri de armă în plan vertical pentru reținerea a 2 contrabandiști ucrainieni care au încercat să introducă ilegal din Ucraina în România 70.000 de pachete de țigări de contrabandă. Țigările, în valoare de peste 600.000 de lei, au fost dedicate în vederea confiscării, iar celor două persoane, poliția de frontieră, le-au întocmit acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat și contrabandă în formă agravantă. Thank you.